Și acum dați-mi voie, domnule președinte, să vă invit să ne faceți onoarea de a ne acorda câteva cuvinte. Bună ziua, mulțumesc. Este o atmosferă deosebit de frumoasă. Astăzi, aici, și mă bucur tare mult că aici am venit pentru deschiderea noului an universitar. Magnificență, doamna rector, doamna ministru al educației, domnule președinte al Senatului, stimați profesori, dragi studenți, doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru invitația de. A fi alături de dumneavoastră la acest moment simbolic pentru viața academică, debutul anului universitar. Se deschide astăzi un nou capitol plin de provocări și oportunități, care aduce cu sine promisiunea descoperirii și a inovației. Am încurajat întotdeauna tinerii să-și urmeze vocația și pe profesori să acorde o atenție specială cultivării talentelor. Sunt bucuros așadar că de ziua internațională a muzicii pe care o celebrăm astăzi, pe 1 octombrie, să mă aflu aici, la Universitatea Națională de Muzică din București, alături de cei care își împletesc destinele în domeniul creației și al performanței artistice. De-a lungul timpului, această instituție a trecut prin numeroase schimbări, dar a rămas fidelă misiunii sale de a forma și educa tineri pasionați de muzică. Peste doar câteva zile vom aniversa 160 de ani de la înființarea Conservatorului, care a fost mereu un centru de inovație și de creativitate, un veritabil hub al rezistenței prin cultură, chiar și în cele mai negre perioade ale istoriei noastre. Sunt 160 de ani de excelență educațională și artistică, ce se datorează inclusiv deschiderii universității dumneavoastră către mediul internațional. Salut eforturile întregii comunități academice de a se implica în programe de cooperare și în parteneriate internaționale, dar și în proiecte cu finanțare nerambursabilă care vor susține digitalizarea, precum și renovarea și modernizarea edificiului, unde ne aflăm chiar astăzi. Doamnelor și domnilor, cunoaștem cu toții argumentele privind importanța cultivării abilităților născute ale tinerilor, dar aici la Universitatea Națională de Muzică din București am descoperit un model pedagogic care își propune să identifice potențialul și să-l cultive fără a neglija niciun moment nevoia de autenticitate artistului. Dacă adăugăm și preocuparea pentru bunăstarea emoțională a cursanților, Descoperim o abordare care este un exemplu bun de urmat pentru toate unitățile de învățământ superior, nu numai pentru cele din învățământul superior vocațional. Virtuozitatea și excelența artistică necesită nu doar talent, ci și multă muncă și sacrificiu personal. Aceasta este... O lecție prețioasă nu doar pentru studenții de aici, ci pentru toți cei care aspiră la competență și perfecțiune în orice domeniu de activitate. Dragi studenți, cei prezenți aici și toți cei care începeți astăzi anul universitar, vă îndemn ca indiferent de facultatea pe care ați ales-o urmați, să vă bucurați din plin de acești ani de maturizare și de formare academică. Încercați totodată să fructificați toate șansele pe care vi le dă sistemul de învățământ, pentru că în ultimii ani au sporit semnificativ investițiile în educație prin implementarea Programului Național de Redresare și Reziliență. De la introducerea unor programe de creștere accesului la învățământ superior ca primul student sau a doua șansă, la majorarea fondului de burse, toate aceste măsuri au avut în vedere același obiectiv reducerea decalajului față de media statelor europene prin creșterea numărului de studenți. România are nevoie de mai mulți absolvenți de studii superioare. Pentru că dezvoltarea economică sustenabilă și societatea la care aspirăm nu pot deveni realitate decât prin contribuția cât mai multor cetățeni bine, foarte bine pregătiți, competitivi și care își pun în valoare creativitatea. Vă doresc tuturor multă perseverență, deschidere și încredere în forțele proprii, fiți îndrăzneți și alegeți să participați la experiențe internaționale de învățare, cum este Erasmus, precum și la activități extracurriculare care să vă completeze calificarea formală. Stimate cadre didactice, prestigiul învățământului superior românesc depinde, în bună măsură, de mobilizarea, și de implicarea dumneavoastră, care înseamnă nu numai rolul de predare, ci și proiecte de cercetare, activitate publicistică intensă, mentorat și îndrumarea studenților. Mă bucur că anul acesta am văzut adoptate măsuri ferme de consolidare a eticii universitare, pentru că cei care au ales rigorile cercetării la nivel înalt, merită să aparțină unor comunități de care să fie mândri alături de colegi care le împărtășesc valorile. Sunt încrezător că îmbunătățirea cadrului de norme la nivel academic va aduce universitățile și centrele de cercetare românești pe poziții tot mai bune în clasamentele internaționale. Doamnelor și domnilor, membri ai comunității academice, studenți și profesori de potrivă. Vă încurajez să contribuiți și pe mai departe la modernizarea învățământului superior românesc, inclusiv prin preluarea unor modele de bune practici de la universități internaționale. Orice spațiu dedicat învățării trebuie să fie unul al încrederii reciproce, al respectului și al deschiderii spre cunoaștere. Este convingerea mea că anii studenției nu trebuie să fie doar cei de formare a abilităților profesionale, ci și cei în care se conturează un model civic bazat pe solidaritate, pe recunoașterea meritelor și a performanței, dar și pe încurajarea acestora. Vă doresc un an academic de succes cu amintiri frumoase și cu realizări pe măsură. Mulțumesc!